Am revenit în direct pentru ultima parte a emisiunii Bucovina Retrospectiv. În patru se află domnul Tiberiu Avram, redactor șef la Monitorul de Suceava. Pe programul de guvernare al PNR ar mai fi ceva de discutat? Sunt niște lucruri frumoase. Deci probabil ar fi, ți-am zis că m-a aruncat un ochi așa pe ce am văzut extras. Oricum, toate programele de guvernare arată frumos. Din păcate, toate arată frumos pe hârtie. Ai ținut să scoți în evidență că trebuie să fie în permanență guvernul, orice autoritate să fie în legătură cu, eu știu, comunități, cu când elaborează proiecte și legi. Da, codul silvic a fost aprobat, a trecut, trebuie să meargă la promulgat. Am înțeles că președintele Iohannis va promulga totuși nou cod silvic. Da, aici a greșit președintele Iohannis, ca să... Da. Da. Nu, a greșit când a spus chestia aia, că el contestă proiect era cu 30%, nu știu ce. Da, cota de exploatare, limitarea. Și el nu a spus, a fost puțin inabil, cum a spus fostul președinte Băsescu, nu și-a argumentat motivația de ceea ce spuseser cei de la Oficiul Concurenței. Da. El trebuia să spună, domne, m-am consultat cu cei de la Oficiul Concurenței și ei au spus că... Da? Da. În momentul în care el a ieșit și a spus că 30% îngrădește... Ca și cum el s-ar fi pronunțat. Da, el părea lui, automat s-au făcut legături între el și firmele austriece care exploatează pădurea. Dar ce rapid a fost informată presa. Știți că s-a întâlnit prin 2006, pe când era primar, s-a întâlnit cu Georg Schweighofer. Da. Destul de rapid evident că sunt și nivel. Evident că sunt foarte multe interese aici. Eu am mai zis și o repet. Da. Și din păcate, iar s-a atras și la acest cod silvic. Nu mă pricep, am văzut, nu s-am uitat atent săptămâna trecută la niște emisiuni la niște posturi centrale televiziune, unde erau invitați specialiști din domeniu. Și care explicau de ce e rău codul silvic. De ce e rău? De ce e rău? Nu, că foarte multe prevederi din codul ăsta nu sunt în regulă. Dar n-am să le pomenesc că... Nu sunt eu în domeniu și nu sunt cel mai avizat să fac acum... lucrul ăsta. Dar, exact ce spuneam eu acum vreo câteva săptămâni, imediat s-a atras atenția Schweighofer, Egger, Schweighofer și cu Egger distrug țara, așa, oprim tăierile ilegale foarte frumos și vizați Schweighofer și așa, deși ei nu taie din pădure, oprim furturile, și vizați, ia la fel, Schweighofer și Egger, Schweighofer în special, Și atunci s-a distras, s-a bătut atenția de la adevăratele sau principalele prevederi ale codului silvic, care trebuiau să, adică să existe niște prevederi care într-adevăr să oprească furtul din pădure, să oprească furtul, să oprească exploatarea ilegală. Da. S-au pus tunurile și toți au fost țintiți spre Schweighofer, Și în spate, ce spuneau specialiștii silvici, că prin acest cod, practic, se încurajează sau se permite exploatarea ilegală. Da? Mm-hmm. Eu am mai zis, oricât ai, nu poți să acuzi o firmă, deci cum ești vai cu fără că fură din pădure, atâta timp cât lemnul îți vine de la 10 km distanță, cât pe traseu există ITRSC, există poliții, chiar dacă... Am spune, dacă lemnul e furat și ei știu lucrul ăsta... Dacă n-au documente, oricum nu primesc. Dacă lemnul e furat și cei de la firmă știu lucrul ăsta, e de condamnat. Da? Dar până aici, până la ajunge lemnul, există ITRSC, există poliție. Da. Nu are voie să treacă. Da? Dacă ajunge lemn furat în curte la o firmă de asta, la Schweighofer în speță, înseamnă că există complicitatea organelor statului. Mm. Da? Bun, și nu e admis așa ceva. Bun. Și acum... Vedem și partea punem în aceeași oară și inițiatorul, L-avem pe președintele Klaus Iohannis, avem și acești specialiști care, mă rog, pot fi și ei interesați sau trimiși cineva care sunt, că nu e un cu siguranță nu e un cod silvic perfect. Dar toți acești trei factori adunați au discutat, au disputat, concluzia ei cumva că nu e un cod silvic bun, a fost, cum ai sugerat tu, poate o bătălie politică falsă ca să ne abată
Eu sunt convins de asta. Atenția de la... Sunt convins de asta. Dacă te uiți, dacă te uiți în presa din ultimii 15 ani, da? O să vezi că sunt parlamentari care au, bun, mai ales în zona Ardealului, da? Și de la UDMR, care au exploatat și au fost acuzați la un moment dat de tăieri ilegale masive, da? Care au interese directe și interese extrem de mari în a exploata pădurile. Acum... De asta zic, aici s-au pus unele pe jvaicofăr, da? Și în timpul ăsta au trecut... Și când, până la urma urmei, legislația a fost cea care a produs mult rău pădurii. A fost întotdeauna o altă legislație, așa apoi poate chiar calitatea unor oameni care au permis să facă lucruri de genul ăsta. Da. Da? Bun, că au fost perioade când puteai să exploatezi pădurea până la un hectar. Pe urmă, prin 2004 aveai voie la 10 hectare. A venit asta pe legea 1 din 2000. Pe urmă, a venit legea 247 în guvernarea vechiul PNL, ulterior PDL. Legea 247 care vorbea despre restituție în integru. Și atunci să iei și 100, ai avut și 200 de... Și de atunci, din momentul respectiv, din anul 2004, că 247 pe 2004 sau 2005, în fine, din 4,6 milioane de hectare de pădure, am ajuns la 3,2 milioane. Da, și pădurile care s-au restituit. Și deci, în principal, acolo unde erau proprietăți. De acolo, nu neapărat din pădurea asta. Și alea care s-au restituit și alea trebuiau supuse sau sunt supuse regimului silvic. Corect. Da. Ai dreptate, și aici nu vorbim, repet, de faptul că să dau lemne de foc, bă, mai dai unui cunoscut, unul alt. Astea, da, nu înțeles, și asta e, vorbim de la care nesemnificativ, o firimitură în, în ce să faci, da? Da. Bun, am citit un comentariu pe Deutsche Welle și au zis că totuși este un cod silvic mai bun decât ceea ce a fost în... E posibil, eu nu contest. În analiza respectivă a fost adusă și atitudinea președintelui Klaus Iohannis. Bun, n-a fost cu părtinire, ok. Nu, deci, eu nu contest că poate fi un cod silvic mai bun. Cât de cât, în sfârșit, s-a făcut un echilibru între exploatarea pentru bani, așa, și protecția mediului. Adică o mai bună... Deci, poate fi. Poate așa e și, repet, de Dumnezeu să fie așa. Înțeleg că am văzut niște misiuni în care ai dreptate. Depinde și cine le face și pot fi părtinitori respective. Da. Dar nu cred că va asta, stopa. Puțin, nu cred că va tăiere ilegală. Da, dar asta nu, nu înseamnă că nu mi-ațin părerea, că s-a încercat punerea, abaterea atenției de la, s-a arătat cu deștul spre jvaicofăr, când ei, dacă ar vrea să fure toată pădurea, n-ar putea să facă nimic, dacă n-ar exista complicitate din organismelor statului, autorităților locale și naționale, da? Da, corect. Deci oricât ar încerca cineva să fure, dacă se aplică legea, nu se poate, da? Da, n-ai cum. Și atunci, oricum s-a încercat de distragerea atenției, că ești un coț silvic bun, repede, să dea Dumnezeu. Parlamentarii, după cum am spus, nu se lasă, vor acum, e în faza de proiect, vor supermarketuri, dar în afara orașelor, nu în localități, cum are Eu n-am înțeles niciodată chestia asta. Nu, dar după ce au încercat, adică s-au gândit să închidă... Să închidă alea în weekend. Da. Eu n-am înțeles niciodată. Deci, poate mi-ai spui și tu de ce vor. Aia în weekend, stai că aveau o motivație. Să mai cumpere de la aprozar. Mai cumpere de la aprozar, în condițiile în care cei mai mulți dintre români merg în weekend și își fac cumpărăturile pentru o săptămână întreagă. Da? Acum, să le mute în afara orașelor. Bun, să le mute de acum. Cine are mașină e ok. Nu știu, acum, pe asta care sunt, că nu, încă nu e doar la fază de proiect, poate chiar cine știe idee, a transpirat din comisie, probabil, în zona presă și s-a dus. Bun, ce înseamnă? Evident că toate supermarketurile astea se fac cam la mari, dar nu în afara orașului, că e greu să le faci în afara orașului. La marginea... Da? La margini sau într-o zonă mai ferită. Ne uităm și la noi în oraș, da? Vezi că acum există mijloace de transport, a pus primăria pentru toate și pentru cele din zona Humorilor. Chiar și cele mai puțin profitabile, da. Deci n-ar fi problemă nici cu mijloace de transport în comun. Bun, ăștia sunt în stare să spună
dacă aprobă prin absurd legea asta, supermarketurile acum vă luați valizile și plecați în afara orașului, știi? E cam absurd. Mm-hmm. Dar ar fi, cum să spun eu, pentru micile magazine ar mai fi atunci puțin aer de respirat. Că totuși te duci pentru... Și cu micile magazine, stai puțin. Micile magazine... Păi nu, supermarketurile au devenit aproape ca magazine de cartier, nu te supără. Nu chiar. Sunt două, na. Unde? Trei. Eu nu pot să le numesc. Dar nici sunt trei. Cine plătește publicitate? Sunt trei unde, în ce? În oraș, în mijlocul orașului, ca să spun chiar. În cartiere. Pe strada Universității, unul da? Spre Șcheia, da? Așa? Și unul la lângă Casa de Cultură. Nu-s chiar de cartier. Mă rog, nu-s chiar de cartier. Bun, ăsta în Casa Culturii, într-adevăr. Magazinul de cartier continuă să funcționeze și o fac încă foarte bine. Eu am în zona în care locuiesc un magazin la care mă duc tot timpul. Da? Da. La ora 4 ceva, 5, e foarte mare coadă, sunt oameni la serviciu. Mm-hmm. Da? Toți. Cei mai mulți își fac cumpărăturile de la magazin de cartier. În fiecare zi trebuie un mărunțiș. Da, da? În weekend mergi la supermarket să-ți iei lucruri mai consistente pentru toată săptămâna așa mai departe. Da? Dar alea, micile magazin de cartier, bun, supraviețuiesc dacă știi să faci comerț. Da, așa ar fi. Da. Dacă știi să faci comerț, știi să oferi clientului... Deci un sfat pentru parlamentarii care vor să facă supermarketuri. Ce sfat? Am niciun sfat. Se lasă pe Gubaș. Acum știi cum e, la cum se dezvoltă. Că putem spune că unul dintre... Care? De pe strada Cernăuți? De pe cum mergi spre Fălticeni, pe stânga, când s-a făcut respectiv, era în afara orașului aproape. Da, și... Nu? Acum deja ce facem? Îl mutăm după aia? Da. Și-a face unul afara orașului în 2-3 ani în oraș. Da, și ultima problemă națională, și vom vorbi despre, nu știu, doar două subiecte din locale. Primarii rămân, iarăși un proiect, primarii rămân fără mandat dacă sunt arestați preventiv mai mult de 90 de zile. E fază de proiect. Cum sună? Să cercetezi 3 luni, să nu te lămurești, mai mult de 3 luni, după aceea în instanță, după un an, 2 ani, omul... Spune dacă sunt arestați preventiv. Da. Dacă sunt arestați preventiv, mult de 90 de zile. Da. Bun, mi se pare corect. Acum avem acel alt aspect. Da. Cum e cu arestul preventiv? Indicii temeinice, suspiciuni rezonabile și așa mai departe. Da? Îl ții 3 luni în arest, adică bă, trebuie să fie o faptă, nu știu, l-ai prins în flagrant, adică o chestie care e indubitabil, știi? Da. Altfel. Bun, prezent de nevinovăție oricum există, dacă l-ai prins cu mâna pe bani, știi? Da. Că rest, îl ții în arest 90 de zile. Dacă se judecă 2 ani și... Instanța îl găsește nevinovat. Aia spun și după aceea îl găsește nevinovat, știi? Iarăși adică ar trebui poate diferențiate faptele. Da. Pe de altă parte, atâta timp cât există prezumția de nevinovăție, nu poți spune că un om care a fost arestat preventiv e vinovat. Da? Că te trezești că... Bun, dar și îl ții 3 luni, 6 luni, 8 luni, un an... În arest preventiv? Eu nu zic că trebuie ținut. Da. Dar nu, în momentul în care se spune că e ținut 91 de zile, da? Iese din arest după aia primarul, el între timp își pierde mandatul, da? Își pierde mandatul pentru că, deci cumva e considerat un fel de vinovat. Dar în cazul ăsta am zis, prezumția nevinovății nu mai există. Da. Da. Trecem la două, trei subiecte, poate dacă reușim în 3-4 minute, locale. A fost prin Suceava, a trimis ministrul delegat Liviu Pup, a făcut o declarație referitoare la ordonanța 55, ordonanța traseiștilor. Niciun guvern nu mai poate să facă greșeala asta, a zis domnia sa. Bun, nu s-a pronunțat, e bine, e de rău, totuși înclina să creadă că a făcut greșeala cu ordonanța, nu? Da, da. Bine, da, la casă domnia lui, adică dai ordonanță de asta exact ca să-ți faci... Înainte de campanie, când erai pe val, da? Da. Acum evident că sunt mulți care probabil regretă că, bun, cei mai abili au rămas independență. Da. Stai să vedem. Unii mai repeziți au trecut la PSD, da? Da. Acum le pare rău. Știi, ar trebui să mai dea ordonanță să revină, da? Da, atât. Da, ce să... Da, când tu ca și partea întregului care a emis această ordonanță spui că a fost o greșeală, ce mai de comentat? Da. Rădăuțeanul Tudor Crețu va reprezenta România la Olimpiada Internațională de Fizică din India. Monitorul de Suceava, până la
acest titlu, a mai prezentat foarte mulți olimpici. Adică, asta ca să închem optimist. Copii, da. Deci, asta ca să închem optimist că nu vreau să zic că țara asta are viitor. Da, nu, țara nu, are viitor. Eu sunt optimist de felul meu. Nu vreau să zic că are viitor în sensul că, uite, există tineri extrem de talentați, există tineri extrem de muncitori. Cum ai zis tu, Tudor Crețu, unul dintre ei. Noi am prezentat periodic despre toți olimpici ușeveni. Tudor Crețu a fost și anul trecut la Olimpiada Internațională de Fizică. Din caza asta, n-a luat medalii de argint la nivel mondial. El a fost, de fapt, și unul dintre premianții galei top 10 ușeveni de anul trecut. Deci avem tineri extrem de valoroși. Da. Deci, întrebarea e dacă vor rămâne aici. Aici. Da. Unii dintre ei vor rămâne. Da. Unii dintre ei vor rămâne. Și trebuie să menționăm că și în această perioadă și universitatea. Da, și universitatea. Nu, din fericire, pot spune că din fericire sunt așa de multe, că am și uitat. Universitatea a luat niște medalii la Inventic. Da. De asta e că am mai avut o grămadă de concursuri la care că am avut aproape o știri la două zile cu universitatea. Corect. Săptămâna trecută ați avut. Cu roboții, tot. Da. Deci o mulțime de lucruri interesante legate de performanță, școlară, da? Iar, repet, nu știu dacă acești tineri vor rămâne aici, unii dintre ei vor rămâne și după ce vor termina studiile, întrebarea cât vor mai rămâne cei care vor rămâne, da? Pentru că o să rămână, o să încearcă să pună în practică ce au învățat, ce au studiat în străinătate. Și dacă nu vor avea condiții? Și dacă nu vor avea condiții sau mai rău... Să performeze, cum performează acum, da? Știi cum, unii dacă nu au condiții își fac să zbadă. S-ar putea să aibă condiții sau să n-aibă condiții și s-ar putea să nu-i se permită, să nu-i se dea voie. Asta e mai grav. Da. Că avem atâția oameni care le să pun beță în roate, nu pentru că ar deranja pe cineva faptul că ei fac performanță, ci pentru simplu fapt, stai acolo, ce te bași tu, da? Da. Ce trebuie să fie tu în față? Fizician, așa? Eu, politicianul, trebuie să fiu ăla care ți-ai în față. Da. Bun. Totuși sperăm... Nu-i bine, da. Așa se spune, da. Bun. Hai, să fie totuși bine. Mulțumesc pentru participare. Cu multă plăcere. Numai bine. O săptămână bună. Colegul meu de platou și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, rămâneți cu noi. Urmează știrile Bucovina TV cu Oana Cocoș. Numai bine.